Bună dimineața, dragii mei prieteni! Iată că ne-am făcut o tradiție. Lunea și joi ne întâlnim împreună. Și cum v-am învățat, mi-am luat cărnița, știți, cu care v-am obișnuit aici, la studioul de la Slatina. Mi-am pus lumânărica, așa cum v-am învățat. Astăzi este o zi sfântă, da? Este joi mari, joia mare, da? Sau joi sau joi mărița se mai numește, da? Când în biserică se citesc cele 12 evanghelii care ilustrează istoria prinderii Domnului Iisus Hristos și ce s-a întâmplat atunci în acea joi, în săptămâna patimilor, și iconița mea cu Maica Domnului. Ce faceți? Cum sunteți? Care spune că atunci când Iisus era pe cruce, sângele și roia și sub cruce, acolo la picioarele mâinii, un coș cu ouă și curgând, curgea pe ouă și în felul acesta ouăle au devenit roșii. Evident că este o legendă. Dragilor, este o zi specială. Avem niște întrebări minunate de la prietenii noștri. Dar eu aș vrea să vorbim puțin despre iubire și trădare. De ce să vorbim puțin despre aceste două subiecte? În primul rând, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe pământ, s-a întrupat din iubire pentru oameni. El s-a predat și s-a lăsat crucificat din iubire. El a instituit Sfânta Euharistie sau împărtășania, da, din iubire pentru oameni. El s-a jertfit ca noi să avem această posibilitate să ne mântuim, da, din iubire pentru oameni. În joia, el a spălat picioarele apostolilor din iubire pentru oameni, fiind în același timp și un semn de mare smerenie pentru oameni. Pentru că smerenia este o fațetă a iubirii. Deci, din iubire pentru oameni, s-au întâmplat toate acele grozăvii. El a spus așa atunci: așa cum noi suntem una, deci El cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și noi toți suntem una, și să nu uităm asta. Vedeți, mie lucrul ăsta mi se pare esențial. Știți de ce? Pentru că noi încă nu putem să pătrundem taina acestui mister. Cum noi suntem una? Toți oamenii suntem tot una. Ați înțeles? Pentru că avem această iluzia separării, a individualismului, care ne duce la egoism și de aici la comportamente greșite, da, a unuia față de celălalt. Și încă, și acum mai cu seamă, în această perioadă de criză, în loc să trăim din dragoste pentru viață, trăim din frică de moarte. Oare ce este moartea? Oare moartea trupului nu începe cu moartea sufletului? Și când începe moartea sufletului? Când nu ne mai putem bucura. Când nu-L mai avem pe Dumnezeu în noi, energia, bucuria, Duhul Sfânt, da? Energia aceea creatoare în noi. Atunci sufletul moare. Dragii mei, tema iubirii este o temă mult prea puțin discutată, pentru că din păcate este chiar ridiculizată și interpretările sunt dintre cele mai diverse. Noi vorbim aici despre iubirea absolută divină, iubirea la care ar trebui să ajungem cu toții, fără conotații, cum să vă zic, lumești, da? Vorbim despre iubirea divină, spirituală, sfântă, medicamentul, leacul, remediul cel mai important în vindecare.
vindecarea mentală, sufletească și a corpului fizic. De ce este iubirea medicament și remediu de vindecare? Pentru că este energia de cea mai înaltă vibrație, vă spuneam. Și energia de cea mai înaltă vibrație are această putere de a stinge în noi răul, de a transforma, de a ne ridica în vibrație și a ne duce acolo unde tindem, da? Unde ar trebui să tindem, adică către cer. Din ce în ce mai mult, la un nivel spiritual mai înalt, la un nivel de conștiință mai ridicat. Spuneam că ce s-a întâmplat în Joia Mare atunci a fost o veste de iubire din partea Mântuitorului nostru. Din păcate, alături de tema iubirii, care este temă foarte bună de reflectat, pentru că toți de acolo venim din iubire și ar trebui și suntem iubire, să știți, dar uităm. Uităm. Și faptul că uităm și avem această idee și iluzia separării, a individualismului și a egoismului, ei, chestia asta a devenit o racilă, un lucru foarte rău prin care ne sfărâmăm unii pe alții. În acea joi mare, în grădina Ghețimanii, când Iisus, Mântuitorul nostru, se roagă, știți probabil istoria, cum s-a întâmplat, el este trădat. Este trădat de Iuda, da? Unul dintre apostoli, deci în care el a avut încredere și care îl vinde pe câțiva bănuți, da? Cum se întâmplă și în zilele noastre. Gândiți-vă la voi, la istoria vieții voastre. De câte ori nu întâlnim și noi câte un Iuda care ne dă sărutul trădării, așa cum a făcut-o el. Aduceți-vă aminte din acea istorie cum Iuda, prin înțelegere cu împăratul și cu oștenii, spune că se va duce la Mântuitorul și îl va săruta. Și în momentul în care îi va da sărutul, atunci să-l prindă, pentru că acela este Iisus. Da? Și atunci Mântuitorul în rugăciune îl vede pe Iuda care se duce la el și îl întreabă ce face, se apropie de el și îl sărută pe obraz. Și Mântuitorul întreabă, de ce ai venit? În acel moment oștenii pun mâna pe el și îl prind, îl leagă ca pe un hoț, da? Ca pe un borfaș de teapă joasă și așa se și comportă cu el, da? Ca și cu un om care ar fi făcut fără de legi. Vedeți, trădarea lui Iuda este trădarea noastră din istoria neamului. Și vorbeam noi săptămâna trecută, pentru că am avut o temă, o întrebare foarte bună a Ilonei, da? În ce măsură karma trădării în istoria neamului ne afectează pe noi, cei de acum care suntem cumva sortiți să încheiem un ciclu și cumva să plătim pentru aceste multe trădări din istoria noastră. Vedeți, această poveste a trădării este cumva, s-a tot repetat și s-a dus în istorie la cele mai înalte niveluri. S-au trădat domnitori, conducători, de către supuși, de către boieri, s-au trădat frați, fiu pe mamă și tot felul de povești din acestea îngrozitoare, cumplite de-a lungul istoriei. Și din păcate istoria se repetă. Iată că trăim niște timpuri în care acum, în săptămâna patimilor și în apropierea acestei sfinte sărbători, noi suntem nevoiți, obligați să stăm izolați în casă. Oare ce temă mai bună de reflecție putem avea în aceste zile decât această istorie cumplită, da, a iubirii, dar mai ales a trădării. De ce cumplită? Pentru că iubirea lui Iisus a fost răsplătită prin trădare. Și așa se întâmplă. Pentru că trădarea este un act care chiar se poate întâmpla din cauza încrederii, a iubirii pe care o avem în oameni. Deci,
Ce temă mai bună putem avea în aceste zile de mare încărcătură spirituală? Pentru că ce s-a întâmplat atunci, să știți că ne privește pe fiecare dintre noi, pentru că fiecare dintre noi purtăm în ADN-ul nostru aceste istorii, să știți. Nu suntem separați, cum spuneam, și nu venim de nicăieri. Deci avem în spate o istorie pe care o purtăm cu toții în noi, în ADN-ul nostru. Această temă a trădării este una foarte dureroasă, spinoasă și de actualitate, din păcate. A fost, este și mă rog bunului Dumnezeu să nu se mai repete în viitorul nostru, dacă ar fi posibil. Din această cauză, eu am ales în această săptămână și la Clubul de Leadership ieri să învățăm despre trădare. Copiii nu știau ce este aceea trădare. Nu știau cei mai mulți dintre ei nici despre ce s-a întâmplat atunci cu Mântuitorul, nu știau această istorie a noastră. Au aflat-o, au fost foarte impresionați și vorbind despre trădare, m-am gândit că este foarte important ce este aceea, cum se întâmplă, care sunt efectele, cât de grav este să ne trădăm prietenii, cât de grav este să fim noi trădați și cum ar trebui să privească acest act al trădării. Au avut niște reacții foarte interesante, de la emoție, de la faptul că au fost impresionați. Să știți, copiii înțeleg chiar mult. Dragilor, întrebările noastre de astăzi se leagă puțin de această istorie pe care am vrut eu în câteva cuvinte să o aduc în discuție. Pentru că mi s-a părut foarte important aspectele astea lumești, că roșim ouă astăzi, că pregătim casa, chiar dacă suntem în casă de mult timp, tot mai. Da? Poate gospodinele încep chiar să facă pregătiri de dulciuri, nu știu, fiecare există niște obiceiuri, știți? La case, la curte se face foc cu boși, da? Fumul se spune că aduce liniște morților. Sunt niște obiceiuri, niște tradiții în poporul nostru. Ei, dincolo de acestea, de pregătirea casei, de pregătirea preparatelor culinare, haideți să ne pregătim sufletește. Vedeți, înainte, până să apară această criză, în alți ani, deci în joia Paștelui, credincioșii mergeau la biserică să se spovedească. Și nu numai joi, dar atunci cu precădere. Acum nu mai putem face asta. Dar ce ne ține pe noi să stăm în odăița noastră și cu sinceritate noi cu noi să ne îndreptăm privirea la Dumnezeu, da? Și să ne mărturisim păcatele noi cu noi, să ne aducem aminte, deci un proces de introspecție, hai să-i zic așa, da? De aplecare asupra noastră, asupra sufletului nostru și conștientizând, să știți că facem curățenie, pentru că fiecare gând, da? Fiecare gând adus în lumină, în partea conștientă, da? Din subconștient mutat în conștient, el cumva eliberează terenul îmburuienat. Mai spuneam noi odată că haideți să comparăm grădina minții noastre, da? Cu o grădină în care putem avea flori frumoase sau buruieni. Ce alegem noi să îngrijim mai mult? Evident că florile, da? Și atunci când conștientizăm anumite lucruri, anumite greșeli, anumite, cum să zic, suntem oameni, e adevărat, și cât suntem în corpul acesta fizic, este normal să avem emoții, să ne încerce tot felul de gânduri și chiar să facem uneori fapte de care uneori chiar nu suntem conștienți și nu ne dăm seama de implicații și greșim, abia apoi în timp putem să vedem implicațiile, efectele și să ne dăm seama de ceea ce am făcut. Haideți să rememorăm un pic în această zi, să fim sinceri noi cu noi înșine, să ne uităm puțin în sufletelul nostru, să ne cerem iertare, da?
să ne cerem iertare la Dumnezeu, către divinitate, nouă înșine, să ne cerem iertare, să cerem iertare celor cărora am greșit și de ce nu putem pune mâna pe un telefon, da, și să sunăm un prieten sau pe cineva cu care eu știu că am avut o altercație, am avut o ceartă, o supărare și că am făcut un lucru de care acum îmi pare rău, poate că m-a luat gura pe dinainte și am zis lucruri urâte la mânie, am jignit, am spus lucruri grave care mă afectează, să știți. Fiecare vorbă, pentru că vorbele sunt energie, să știți, fiecare vorbă pe care o scoatem din gură, da, este energie pe care noi o eliberăm în univers. În funcție de vibrația energiei respective, ea ni se întoarce. Da? Dacă vorba este o vorbă rea, negativă, cu năduh, cu supărare spusă, la mânie, cu frustrare, cu furie, da? Ea este o energie negativă pe care noi o eliberăm și ce facem? Primim și noi la rândul nostru, să știți, energie de aceeași vibrație. Haideți să facem acest proces. Eu vă îndemn să facem acest proces de curățare, da, mentală și sufletească. Și mai este o rugăciune specială, să știți, care se citește chiar astăzi în Joia Mare, o rugăciune scurtă de iertare, care se citește numai astăzi în Joia Mare. Nu aveți carte de rugăciuni, cred că o găsiți cu siguranță pe Google. Da, căutați-o, această rugăciune. Deci astăzi a avut loc evenimentul spălarea picioarelor apostolilor, cina cea de taină, rugăciunea în grădina Ghețimani și prinderea Domnului prin trădare și datorită trădării prin sărutul lui Iuda. Și probabil că vă este cunoscută această expresie săruți ca Iuda, adică cu intenții mârșave. Da? Adică când bănuiți că cineva nu este sincer cu voi, corect, și face niște gesturi de bunăvoință, dar în spate se ascund niște interese și poate chiar cumva de trădare, avem tendința să ne ducem cu gândul la sărutul lui Iuda. Între timp am văzut că ne-am mai adunat și mă bucur foarte mult. Văd că am văzut la un moment dat și pe Alex Ștefănuț, prietenul nostru, care pune întrebări de obicei și astăzi avem o întrebare de la el. Și el mă întreabă așa: cum trebuie să reacționăm atunci când nu ne place ceva și totuși suntem nevoiți să facem acel lucru? Bun, acum eu aș pune în evidență aici mai multe lucruri. În primul rând, Ștefan, este bine să știm de ce trebuie să facem acel lucru. Atunci când părinții impun copiilor să facă anumite lucruri, copiii au obiceiul să opună rezistență și să nu vrea să facă, să se opună. Pentru că noi cu toții, când suntem obligați să facem ceva, avem această tendință firească să ne răzvrătim cumva și să nu vrem. Dar în momentul în care ni se explică, uite, hai să facem ceva, da, uite să citim asta, pentru că citind această bucată de lectură vei înțelege niște lucruri care te vor ajuta la, sau am dat un exemplu, da? E bine ca atunci când copilului îi se cere să facă ceva, este bine să-i și explicăm de ce anume este bine să facă acel lucru. Dar, în general, părinții nu prea au răbdare și nici nu prea știu despre lucrul ăsta și sunt mai imperative, așa, mai autoritar. Și atunci copiii simt această nuanță, deci energia aceasta de agresivitate, de impunere, de autoritate, și atunci e normal ca ei să opună rezistență. În momentul în care tu știi că acel lucru îți este de folos, într-adevăr, și știi și cum și ce efecte ar produce, și totuși nu-ți place, cum ai zis tu,
Haideți să ne gândim un pic la acest comportament de lene, care poate fi lene fizică sau lene morală. Un fel de lene morală, adică prefer mai bine să stau pe telefon, pe un joc, de exemplu, decât să-mi pun mintea la contribuție, cum îmi și spunea cineva, da, o prietenă, că e foarte greu de gândit. Și în general, așa, de la tineri, când le pun întrebări de gândire în cabinet, chiar asta îmi spun, nu m-am gândit niciodată și mi se pare greu, greu să te gândești la niște lucruri de genul ăsta. Suntem obișnuiți noi ca oameni mai degrabă să acționăm ca mici roboței și mai spuneam și altă dată, da? Ne e greu să gândim, ne e greu să fim creativi, ne e greu să ne punem mintea la contribuție. Da, este și ăsta un exercițiu care se deprinde, da? Este un comportament care se învață făcând. Deci singura cale prin care înveți ceva este să faci, chiar dacă la început nu ne iese perfect. Știți? Atenție, cei care aveți tendința de perfecționism. Deci, Ștefan, când sunt conștient, adică știu că acel lucru mă ajută și chiar dacă nu-mi place în momentul acela, știți, mai e o vorbă în popor că pofta vine mâncând. Da? S-ar putea la început să începi să citești ceva care nu-ți place și pe parcurs să constați că e chiar captivant și chiar, uite, am descoperit niște lucruri drăguțe. Multe lucruri facem pentru că trebuie să le facem, dar atenție, gândirea noastră, gândul, energia care însoțește acțiunea, nu ar trebui să fie de făcut de nevoie, ci de voie. Pentru că dacă tot faci un lucru, fă-l din suflet și din inimă ca să primești și răsplata. Vedeți, fiecare lucru pe care îl facem ne aduce o răsplată, produce un efect, zicem, da? De ce, dacă tot trebuie să fac un lucru, să nu am o răsplată bună, să primesc efectele pozitive care să lucreze, da? Să le integrez în experiența mea de viață, în mintea mea, în gândirea mea, da? În ceea ce împărtășesc celorlalți, da? Că așa devin mai bun. De ce să nu mă folosesc așa și să-mi pun eu un ecran mental de respingere și să fac acel lucru supărat, respingându-l și dacă tot îl fac și pierd timpul, da, să nu am niciun folos. Oare între cele două alternative, care ar fi cea mai bună? Eu zic că și tu, te cunosc eu ca și un copil înțelept, așa o vei alege pe prima. Deci dacă tot trebuie să facem niște lucruri, hai. Ziceam și altă dată de vorba asta, care mie îmi place foarte mult, hai să facem limonadă din ce avem, din lămâile pe care le avem. Avem ce avem, trebuie să facem acest lucru, hai să-l facem cu bucurie, hai să dăm din noi ca să primesc la rândul meu efecte multiplicate, pozitive, bravo, bravo! Exact, le fac pentru că trebuie făcute, dar nu din inimă. Ei, acum că eu ți-am explicat acest lucru, da? Poate că te mai gândești, pentru că altfel pierzi cununa aceea, ca să zic așa, cununița, premiu. Poate de multe ori știi, eu te-am văzut pe tine cu coronița, apropo, felicitări pentru rezultatele de la școală, știu că ești premiant. Noi primim cununițe care nu se văd. Adică, pentru unele fapte ale noastre, suntem premiați și premierea o face Domnul. Și tu ești un copil credincios și dacă tu vei face această corelație, făcând lucrurile ca pentru Dumnezeu, știu cât de mult îl iubești și cum faci tu lucrurile, gândește-te atunci când ești nevoit să faci anumite lucruri care nu-ți plac, că le faci pentru Dumnezeu. Și el îți va întoarce răsplata. Ca, cum să zic, să-ți fie mai ușor. Pentru că oricum le faci, ai înțeles? Și atunci fă-le ca să ai răsplata. E ok, Ștefan? Ești mulțumit de răspuns? Te-a ajutat cu ceva? Bun.
Prietena noastră Elena, care este și ea aici cu noi, întreabă așa: eu cred că iubirea este leac pentru orice. Ne putem imagina aceste timpuri în care toți oamenii să se iubească? Dacă da, cum ar fi? Dacă nu, oare de ce? Puh, ce întrebare frumoasă! Minunată pentru Joia Mare! Oare putem să visăm la niște timpuri în care toți oamenii să se iubească? Eu visez, să știți. Cu riscul că sunt o visătoare, o idealistă, că sunt naivă, puteți să mă numiți cum vreți voi. Dar eu visez la asemenea timpuri. Știți, există doar două moduri de a trăi. Unul de a crede, de a nu crede în minuni, și celălalt de a crede că orice este posibil, orice minune. Eu aleg asta. Eu aleg cea de-a doua variantă. Aleg să cred că e posibil orice. Chiar dacă rațional, atenție, rațional pare o utopie. Cum să ne iubim toți? Nu putem. Da? Așa ați spune cei mai mulți, probabil, că pare un scenariu lipsit de sens și că iubirea aceasta generală este așa de science fiction, dacă pot să zic. Da, aveți dreptate. Și voi, cei care gândiți așa, și noi, idealiștii care visăm la o iubire generală, avem dreptate. Știți, lucrurile cum, în niciun fel, au valoare pe care le dăm noi cu gândul nostru. Și dacă eu vreau să iubesc oamenii, iubesc oamenii și atât, nu am așteptări. Vedeți, au fost perioade în viața mea când am avut așteptări și am fost, pentru că am avut așteptări, m-am amăgit, am fost crunt dezamăgită. Când nu avem așteptări, nu putem fi dezamăgiți. Ați înțeles? Deci, când iubesc oamenii, nu iubesc condiționat, adică având niște interese, îl iubesc pe ăsta că parcă iubirea lui m-ar ajuta cu ceva sau, nu știu, ăsta arată cumva, ăla altcumva, ăsta are bani sau habar n-am, nu știu, eu niciodată nu mi-am selectat clienții în cabinet, să știți. Aud colegii mei că mai fac asta, da? Selecție de tot felul. Să știți că la mine vin de toate etniile, de toate vârstele, de toate condițiile sociale, și mari și mici, și de la țară și de la oraș, și niciodată nu am făcut o selecție în vreun fel în acest sens, să știți. Nu. Am stat de vorbă și am acordat toată atenția și iubirea și priceperea mea fiecărui om în parte, luându-l așa cum e el, da? Luându-l ca pe un suflet al lui Dumnezeu care are nevoie de bine în acel moment. Nici prin gând nu mi-au trecut vreodată alte criterii. Poate nici n-a avut bani să mă plătească, poate nu știu, au fost tot felul de situații. Nici o problemă, pentru că știu că oricum vine din altă parte. Da? Adică universul e echilibru, am învățat asta și lucrurile se compensează. Da? Am simțit nevoia la rândul meu să fac diferite gesturi pentru oameni care am simțit că au nevoie, i-am văzut, am știut că au nevoie de mine, că nu pot să își permită, da? Și atunci m-am dus către ei, eu, da? Și le-am oferit serviciile mele, așa, din iubire și dragoste pentru Dumnezeu. Oare cum ar fi dacă noi am face mai des asemenea gesturi? Și așa cum Isus a spălat picioarele apostolilor în Joia Mare, oare cum ar fi dacă ne-am servit noi pe frații noștri, oamenii de lângă noi, cu mai puțin interes și gânduri din astea lumești, așa, mercantile, materiale și legate de interese din astea strict lumești? Oare cum ar fi? Oare cum ar fi să ajut un vecin, să fac un gest frumos, așa, dezinteresat, din iubire pentru Dumnezeu? Atât. Din iubire pentru mine, din respect pentru mine, din iubire pentru mine ca și creația lui Dumnezeu, din iubire pentru Dumnezeul din mine, pentru Dumnezeul care sunt, că noi toți suntem parte din Dumnezeu. Dumnezeu e un tot. De aceea, dragii mei, că acum mi-a venit, s-ar putea să uit ideea.
Vedeți, nu putem merge la biserică de înviere. E adevărat. Haideți să nu facem din asta un motiv, iarăși să ne jignim, să ne facem rău, că nu asta vrea Dumnezeu. Da? Noi în fiecare zi putem să fim cu noi înșine martori la înviere. Haideți să ne înviem pe noi, sufletul nostru, să înviem spiritul nostru, care, trebuie să vă spun, e ca mort, cum îl simt eu, să știți. Și COVID-ul ăsta nu a venit decât să ne arate spiritul mort din noi. El cumva decât ne-a arătat, știți, ce se întâmplă cu noi toți. Că suntem bolnavi de mult, suntem bolnavi așa ca și gândire, ca și comportament, ca atitudine, ca ceea ce ne facem noi unii altora. Bun, deci haideți să nu ne războim pe Facebook sau pe rețele, care sunt cu biserica, care nu sunt, care cred, care nu cred, care... Dragilor, învierea e peste tot, că Dumnezeu e peste tot. Da? Inclusiv în noi. Haideți să ne gândim la noi, cum pot eu să înviu. Da? Deci, la sfârșitul acestei crize, când ies din casă, nu știu dacă v-am povestit, am avut o revelație. Făceam o meditație cu colegele mele din medicina energetică și efectiv am avut o viziune, deci efectiv l-am văzut pe Dumnezeu cum ținea pământul în mână, în palmă și îl privea și plângea. Și plângea. Și era atâta jale și durere pe pământ, cred că v-am mai povestit asta, și el plângea de jalea noastră și durerea noastră. Am simțit atâta durere și atâta m-am cutremurat. Și în același timp gândul era, de ce mă obligați voi pe mine să fac asta? Pentru că ideea era că nu o făcea cu bucurie și că era obligat să o fac. Și apoi am văzut, cred că v-am mai povestit, pulberea aceea fină, aurie, care învăluia pământul, o energie de curățare, ceva foarte frumos, și oamenii, la sfârșit, ieșind din casă și cu brațele întinse către cer, se roteau precum copiii și se bucurau și dădeau slavă lui Dumnezeu. Cum să vă spun, a fost... Deci, pe câtă durere și jale am simțit la început, pe atâta bucurie. Ceva, ce să vă zic, de nedescris. Am ieșit din acea revelație, din acea meditație, cu un sentiment de ușurare, de bucurie, de mulțumire. Doamne, fie nouă ca acest proces de curățare să fie spre înălțarea noastră, spre vindecare, spre vindecare. Deci, eram la întrebarea Elenei. Eu cred și vreau să cred că la un moment dat, pentru că altă soluție n-avem, dragilor, dacă nu ne înălțăm în iubire, dacă nu ne tratăm cu iubire unul pe celălalt, pierim, să știți, mai devreme sau mai târziu. O să vedeți că acest proces de selecție de-abia a început. De-abia a început. Vor mai fi, să știți, crize. Deci este un proces de selecție naturală, pentru că cu cât pământul, e logic, e științific, cu cât pământul se ridică în vibrație, dacă noi nu ne ridicăm pe frecvența iubirii, dragilor, e normal să dispărem ușor, ușor, să rămânem lipiți acolo, da? Să, cum să zic, pe frecvența noastră joasă, în micimea noastră, și mai devreme sau mai târziu să murim, în primul rând sufletește, da? Ca spirit. Nu mai avem scânteia divină în noi, nu mai suntem în flux, da? Nu mai suntem aliniați cu energia creatoare. Înțelegeți ce înseamnă asta? Înțelegeți? Deci, dragi, nu aveți de ales. Și eu vă învăț așa, știți cu ce începe asta? Poate că nu înțelegi ce înseamnă aia iubire, n-am crescut în spiritul ăsta, n-am auzit, poate eu am văzut în familie și eu am văzut în familie, mama cu tata certându-se, reproșându-și, scoțându-și ochii, m-am spus că pe mine mama mă blestema și în culcare și în sculare și mă drăcuia și din buboasă nu mă scotea. Și v-am spus cu cât venin geți arunca un copil. Așa am crescut.
Da. Și poate că și vouă, sunt aici printre voi prieteni care au trecut prin diferite tragedii, traume, au fost martori la tot felul de acte. Și doar asta știu să facă. Și poate că li se pare ce bălmăjește aia, ce prostii spune aia, ce iubire, ce... Știți că sunt oameni care nu cunosc sentimentul și trăirea iubirii? Știți că sunt? Știți că sunt oameni care nu au fost iubiți, n-au primit iubire și nu știu să ofere? Știți că sunt? Eu am întâlnit. Da, în cabinet, care nu știu. Nu știu. Deci trăiesc tot felul de stări, le confundă atașamentul, iubire. Deci e un amalgam, așa numai iubire nu e, să știți. Bun. Atunci poate vă întrebați, cum să fac asta? Începeți simplu, doar gândind. Eu vreau să spuneți-vă, eu sunt din totdeauna iubire. Și știți de ce vă învăț să spuneți așa? Da, de autosugestie și o spun mecanic, nici nu cred în ea, poate chiar îmi vine să râd. Pă, ce e aia? Eu sunt iubire când eu n-am nicio treabă. Nu-i nimic, spune-o. Și spune-o cât de des, cât de des spune-o, da? În fiecare zi, de câteva ori. Și o să vedeți cum se produc niște schimbări. Pentru că așa lucrează mintea, să le preia, da? Și ușor, ușor să le ducă acolo în subconștient și să se dezvolte. Practic, e un proces de transformare a vibrației, a corpului, a minții, a sufletului. Ușor, ușor încep să devin iubire. Deci, de la intenție, dragii mei, de la gândul, eu vreau să devin iubire. Eu sunt din totdeauna iubire. Pentru că știți cum rugăciunea cea mai potrivită este cea de recunoștință, nu de cerere, da? Cu miluaga, dăm, dăm, dăm. Doamne, îți mulțumesc pentru sănătatea mea. Ca eu, dacă nu sunt sănătoasă în acest moment, să fiu sănătoasă, da? Să mă ajute Domnul să mă însănătoșesc. Și întotdeauna, da, lăcrămioasă față iubirea. Pornind de la gând, da? Și tocmai îți spuneam despre această formulă de autosugestie, pe care chiar vă recomand să vă o scrieți și să... Nu să încercați, că știți cum spun eu, că atunci când încercăm, suntem încerc, încerc, adică iau în calcul că pot să și eșuez. Nu, scrieți această formulă și spune-o cu credință. Eu sunt din totdeauna iubire. Spunându-mi chestia asta, o să observ la mine că se întâmplă niște transformări în modul cum îi văd pe ceilalți, cum mă raportez în port. Se produc niște modificări chiar și în tonalitate, în modul meu de adresare, de a vorbi și de a face lucrurile. Mai sunt niște rugăciuni, rugăciune pentru frați și surori, rugăciune pentru părinți, rugăciune pentru copii, pentru soți, da? Și eu învăț pe doamnele mele la cabinet, nemulțumite și furioase pe soții lor, din diverse motive, le învăț să citească acea rugăciune a soției pentru soțul ei. Minunată este. Și invers este a soțului pentru soție. Și știți care este esența rugăciunii? Doamne, ferește-l pe el de ispitele pe care n-ar putea să le ducă. Pentru că, de fapt, aici este o problemă, că cu toții suntem supuși ispitelor, încercărilor, provocărilor, da? Ei, unii le facem față mai bine, dar alții nu pot, săracii, pentru că sunt slăbuți sufletește, ca spirit. Nu au puterea aia interioară despre care vorbim noi, da? Să discearnă și să se lupte cu încercările și cu provocările, da? Pentru că pentru ei e o luptă, da? E Ilona cu noi și iar o să zică, știu. Știu. Deci chestia cu lupta, vă spuneam, eu așa am fost învățată. Nu știam să fac altfel lucrurile decât să mă lupt cu viața, pentru supraviețuire, pentru copii, pentru... V-am povestit viața mea, dar mă luptam, așa știam eu. Când am renunțat să lupt, în ce sens? M-am pus în mâinile Domnului și am stat liniștită. Și am zis, Doamne, eu mă pun în mâna Ta. Tu poți să ai grijă de mine și de toți cei dragi mie mai bine decât pot eu să o fac. Și știi ce m-am liniștit și ce presiune s-a luat de pe mine și ce responsabilitate și ce eliberată m-am simțit. Și apropo, și acum mă adresez iar mămicilor, eu le învăț pe mămici, mămicile,
foarte atașate de copii care sunt efectiv bolnave de acest atașament. Adică sunt tot timpul leagă copiii energetic, vorbind de ele, prin frica lor de a nu-i pierde, știți? Și atunci vor să-i controleze non-stop și pun o presiune pe ei extraordinară. Și cum să zic, îi hărțuiesc efectiv, la telefon, telefon într-una, ce ai făcut, ai mâncat, ai pus aia, ai pus aia, acum ce faci, acum ce faci? Deci, ce să vă zic, o relație de genul ăsta este foarte toxică. Un copil care este așa, controlat și stresat și legat veșnic în energia mamei la maniera aceasta, să știți că nu se va dezvolta armonios, nu va avea o personalitate plenară, nu va fi autonom, nu va fi în stare să ia niște decizii la un moment dat, da? Și să fie stăpân, să fie pe picioarele lui așa și puternic. Nu, pentru că el este cumva cocoloșit, este în energia mamei și atunci chestia asta nu-i dă putere să se dezvolte. Da? Deci, vedeți câte paranteze am făcut? Mi s-au părut niște lucruri foarte importante, esențiale, ce v-am spus eu acum. Și atunci eu le învăț pe mame să zic așa, dacă pleci de acasă și ți-e frică să nu-i se întâmple copilului ceva sau copilul pleacă în tabără sau într-o excursie și tu stai cu gândul acolo, Doamne, să nu-i se întâmple ceva, să nu... Da? Pune-l în grija Maicii Domnului și fă-i cruce când pleacă de acasă și gândește așa, Maica Domnului, îți stau ție în grijă pe copilul meu. Ai tu grijă de copilul meu? Pentru că noi oricum să știți că nu putem să controlăm. Nu putem să controlăm ce e în afara noastră. V-am spus lucrurile astea. Singurul lucru, deci ceea ce putem controla, este în interiorul nostru. Pe noi înșine ne putem controla. Să învățăm să ne controlăm. Și dacă eu cu gândul mental fac chestia asta, am creat un culoar energetic, da, deja i-am creat și scut protector copilului, da, această energie care îl va proteja, un canal energetic între divinitate și copilul meu și cumva eu m-am eliberat și m-am, cum să zic, m-am deresponsabilizat, dacă pot să zic așa. Nu, nu mai stau. Deci îmi spun mamele, știți, de când fac chestia asta, de m-ați învățat, mă simt foarte bine. Mă simt mai liberă, mai liniștită, pot să-mi văd de viața mea. Păi, înainte, tot ce făceam, una, două, eram acolo. Făceam ceva și uitam, nici nu puteam să fiu atentă la ce făceam acum, aici, acasă sau la serviciu, că mintea mea era acolo la copil, ce-o face și ce-o drege și așa. Ei, acum, de când practic chestia asta, da, că îmi pun copilul în grijă a Maicii Domnului, mă simt foarte bine. Deci faceți lucrul ăsta. Dar faceți să vedeți cum funcționează, că până când nu începeți să practicați niște lucruri, nici, poate că nici nu le înțelegeți suficient. De ce spune Ștefan aici? Îi e frică și când mănânc că mă înec. Da, dragilor. Deci fricile părinților de multe ori depășesc orice imaginație. Sunt atât de exagerate uneori mămicile. Sunt, știți ce, deci îi spuneam unei mămici care a venit odată cu copilul la reparat. Și îi spuneam, doamnă, copilul e absolut în regulă, problema e la dumneavoastră. Și am început să-i explic că iubirea asta, cum o numea dânsa, s-o trezesc puțin, să devină conștientă cât de mult rău îi făcea copilului, fără să-și dea seama, da? În iubirea ei. Bun. Și la sfârșit s-a uitat la mine. Adică dumneavoastră vreți să spuneți să nu mai îmi iubesc copilul? Deci am rămas și eu așa, pentru că n-are nimic a face iubirea, da? Cu, cum să vă zic, cu chinuirea copiilor. Că efectiv copilul ăla era un copil chinuit, să știți. Da, din chipurile din iubire. Dacă asta o fi iubire, atunci ce să mai zicem? Dragilor, când îți dă aripi, când crești, când prin iubire e hrană, e aer, e putere, e... Ce să vă zic? Deci gândiți-vă la flori, ca o floare să crească, așa o îngrijim, spuneam, o plivim, îi fertilizăm solul, să aibă lumină, să aibă apă. Aia e iubirea, da? Care efectiv cultivă, dezvoltă și ne face mai puternici.
Aia e iubirea adevărată. Nu când stresăm, cocoloșim, legăm de noi, suntem atașați, atașamentul, să știți că este o energie distructivă. Da? Legătura. Ataș, știți ce e atașul? Întrebam tot așa pe cineva odată. Ce e atașul? Zice, nu știu. Erau cumva, nu știu dacă mai există acum, motociclete cu ataș, știți? Adică mai este un loc acolo, este o anexă la motocicletă, unde poate să stea un călător, da, în ataș, în așa, și un bagaj, da? Este atașată. Ei, atașament, ce înseamnă? Deci, este colateral, ce să zic, o anexă. Nu are nimic a face cu iubirea. E cu totul și cu totul altceva. Da? De este destructiv. Este o legătură care leagă dezvoltarea în loc să o favorizeze și să o ajute și să o stimuleze. Ați înțeles? Bun. Deci, Elena, eu visez la o lume în care oamenii să se iubească și știu că nu e imposibil să știi. Eu cred în minuni, eu sunt produsul minunilor, în viața mea se petrec și s-au petrecut minuni dintre cele mai, ce să zic, așa, dintre cele mai minunate, da? Minuni minunate. Deci, de-a dreptul spectaculoase și cred în ele. Cred cu toată ființa mea. Nu e imposibil. Da, dacă suntem foarte raționali, o să respingem. Dacă nu știm ce e aia iubire, o să respingem. Dar exact cum ziceam, către ce tindem, acolo ajungem. Dacă eu tind și vreau să fiu iubire și vreau să mă gândesc la o lume în care oamenii chiar se vor iubi, se vor respecta, ierarhia valorilor va fi corectă, fiecare va primi exact ce merită, da? Și cum să spun, vom simți adevărul în fiecare celulă a corpului nostru și vom face lucrurile în lumină și în adevăr, da? Atunci lumea asta ar străluci de frumusețe. Pentru că m-ai întrebat cum ar fi. Ar străluci de frumusețe și oamenii ar fi fericiți, să știți. Pentru că eu prefer să primesc un adevăr, chiar dacă nu e ceea ce aș vrea, poate mă doare, dar prefer să știți, să primesc un adevăr decât o minciună frumoasă. Știu că ne place să fim mințiți. Știți? Mai e și vorba aia, minte-mă frumos. Ne place să fim mințiți. Pentru că fugim. Fugim de noi, nu ne place adevărul de multe ori dacă știm că acest adevăr nu este unul pe care am vrea noi așa, știți? Noi, minciuna ce este? Este un adevăr mascat, cum ne punem noi măști acum, apropo, știți? Mascat, asta este acum. Acum ne punem măștile la vedere. V-am scris mesajul pe care l-am primit de la Dumnezeu, da? Când întrebam eu, Doamne, de ce suntem noi nevoiți să ne punem măști? Și mi-a zis, dar de ce vă plângeți? Pentru că acum le purtați la vedere. Până acum ați purtat măști oricum, dar nu se vedeau. Și mi-am dat seama, deci dacă vă spun că și numai că vă spun am pielea de găină. Deci în momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, așa este un adevăr crud ăsta, dar e un adevăr, purtam măști. Toți, pe toate părțile. Ce să mai discutăm? O ipocrizie generală și perversitate și... Haideți să fim sinceri. Deci nu ne judecăm, atenție, nu zic de cineva X sau Y sau așa. Nu. Nu, și nici eu nu mă ridic deasupra acestor lucruri. Dar suntem oameni și suntem în aceeași barcă, să ne înțelegem, da? Și acum când vorbim, vorbim despre lucruri generale. Deci eu visez la o lume în care oamenii să se iubească dezinteresat. Și această lume ar străluci. Dacă nu, de ce? Zici tu, de ce? Pentru că suntem oameni. Și pentru că, ia că te moștenim trădarea. Gândiți-vă la Adam și Eva, de ce au fost ei izgoniți din rai? De ce? Nu au trădat și ei pe Dumnezeu? De ce a trebuit ei să mănânce din pomul care le-a fost interzis? Oare? Vedeți, trădarea e în noi, păcatul strămoșesc și trădarea lui Isus și toate lucrurile acestea, ele sunt în noi. Și vorbeam la un moment dat despre karmă și despre tocmai pentru că avem în noi niște păcate grele, moștenite, da,
Nu mai vorbesc de ale strămoșilor noștri, da? Că și acelea le avem în noi. Vedeți, tocmai din cauza aceasta, noi suntem mai mult datori față de noi, față de Dumnezeul din noi, da? Să în mod voit și conștient să ne punem pe frecvența iubirii, ca să anulăm și să închidem, da, niște răni din astea care încă sângerează, sunt vii, până când nu lucrăm asupra lor cu iubire. Dragilor, poate că v-ați tăiat, v-ați rănit, v-ați ars, v-ați din greșeală. Ce ați făcut? V-ați dezinfectat, v-ați legat, ați oprit sângerarea, v-ați pansat, da? Știți ce e iubirea? Pansament pe suflet. Sufletul rănit, trădat, suferind, bolnav. Deci, o vindecăm cu iubire. Acea rană o vindecăm cu iubire. Pansamentul pe suflet. Asta este iubire. Deci, Elena, haideți să visăm împreună, să fim cât mai mulți care visăm la o lume în care oamenii să se iubească. Deci lumea asta are nevoie de visători, să știți. Toate lucrurile care, deci evoluția lumii a fost posibilă datorită visătorilor. Toate lucrurile sofisticate, tehnologia și tot ce a fost inventat pe lumea asta a pornit din mintea unui visător. Haideți să ne dăm voie să visăm. Eu vreau să visez și dacă visezi și tu, Elena, și o să visăm împreună și suntem mai mulți care visăm și nu numai că visăm, vedeți, când visezi și spui în intenție să fii iubire și lucrezi tu cu tine pe chestia asta, se va resimți ceilalți ușor, ușor influențele noastre în jurul nostru. Vom emana, vom transmite către ceilalți energia asta a iubirii, frecvența asta frumoasă. Da, Elena, și tu ești visătoare, simt asta, că de asta ne-a adunat Universul, după vibrație. Să știți că așa lucrează Universul. Deci atragi către tine oamenii conform vibrației tale. Dacă eu sunt iubire și iubesc oamenii și așa, către mine vor veni cei care sunt asemenea mie. Iubesc și ei oamenii, cred în iubire, sunt pe frecvență înaltă. Ceilalți vor râde de mine și probabil că mă vor face în toate felurile. Habar n-am, nu mă interesează. Pe mine mă interesează, asta e între mine, Dumnezeu, și voi, cei care sunteți ca mine. Restul, știți cum zic, atenție și iarăși zic ceva, să nu hulim, să nu ne supărăm pe ei, pentru că ei încă nu-și dau seama și să ne rugăm pentru ei, pentru trezirea lor. Doamne, iartă-i că nu știu ce fac, da? Nici Iuda n-a știut ce face, credeți-mă. Deci el la început, pentru că știți că el s-a sinucis, el când a conștientizat ce a făcut, da, că l-a vândut pe Mântuitorul, da, l-a vândut și ce actul lui de trădare l-a înțeles cu adevărat ce înseamnă și ce a făcut, el atunci și-a pus capăt zilelor, da? Cu ce i-a mai folosit punguța de bănuți sau așa? Și-a pierdut sufletul. Asta a făcut. Apoi și-a pus capăt zilelor. Vedeți, actul de trădare nu rămâne, cum să zic, nerăsplătit. Și orice facem, bine sau rău, da? Ni se întorc. Haideți să fim visători. Hai să visăm la o lume mai bună, plină de iubire, cu oameni frumoși, iubitori, care, așa cum ne strângem noi în brațe la club și îmi spuneau aseară copiii, acum ați văzut, ne întâlnim pe Zoom și nu mai e nici căldura și la un moment dat avem noi un moment acolo de îmbrățișare și ei, pentru că au trăit acest moment, știu cum e și eu le zic, haideți să ne îmbrățișăm și toată lumea întinde brațele așa, acolo, în cameră, da? Și chiar simțim, să știți, și e un moment spectaculos, eu simt vibrația aia a lor, iubirea, și simt căldura sufletului lor și simt și mă uit la fețele lor și știți că strălucește, se schimbă mimica lor. Când noi facem îmbrățișarea aia virtuală, o facem acum, da? Dar ei transmit altceva atunci, da? Dintr-o dată așa înfloresc.
Deci, ce face îmbrățișarea din om? Vă spuneam că Virginia Satir zicea că avem nevoie de 4 îmbrățișări, da, pe zi ca să rezistăm, de 8, da, să ne întreținem, așa, dar de 12 ca să creștem. Să creștem și să ne dezvoltăm și să... Dar ce e îmbrățișarea? Tot o formă de iubire, de transmitere, vedeți? Te iau în brațe, tu simți căldura mea, eu simt căldura ta, energia noastră care suntem. Și atunci ce facem? E un transfer de energie care ne face mai puternici. Când îmbrățișarea e sinceră, frumoasă, cu iubire. Nu ca a lui Iuda, da? Nu sărutul și îmbrățișarea lui Iuda, da? Bun. Mai avem o întrebare aici, cred că de la Dorina. Da, de la Dorina. Vremurile de acum sunt leac pentru sufletele oamenilor. Ce anume trebuie să luăm în bagaje pentru a păstra tainele aflate acum și pe viitor? Draga mea Dorina, știi ce m-aș bucura, din suflet m-aș bucura, dacă mai mulți dintre noi am fi pătruns tainele, cum le spui tu, a ceea ce se întâmplă acum. Pentru că eu încă cred, din ce semnale mai văd, chiar și pe Facebook, că încă unii oameni dorm și încă nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă. În afară de frica de moarte, da, pe care o trăiesc cu toții, și frica de moarte, vă spuneam că ne paralizează gândirea și sufletul și orice, ei încă nu au pătruns această taină, cum spui tu, a ceea ce se întâmplă. Adică nu înțeleg aceste lucruri despre care vorbim noi acum. Nu înțeleg că lipsa de iubire, răutatea și neiertarea noastră și ura și toate aceste energii de joasă vibrație ne-au adus aici și că acest COVID de fapt este întruchiparea acestor energii și el de fapt acum face o curățare la nivel mondial. Încă nu sunt convinși de asta. Draga mea, ca să pătrunzi aceste taine, trebuie să vrei, în primul rând, cu intenția, cu gândul. Vreau să înțeleg, da? Și ți se va arăta, să știi. Adică, cumva, lucrurile, când eu îmi propun ceva, se vor lega și se vor întâmpla în jurul meu de așa manieră încât să-mi arate. Și să pătrund aceste taine. Ca eu, în momentul în care totuși am înțeles... Și voi integra acest adevăr în mintea mea, în experiența mea de viață, în mine, voi înțelege și unde am greșit și ce am de făcut și voi lua niște hotărâri. Ca să nu uit ce am înțeles acum, mi le pun și pe hârtie. Chiar vă îndemn să știți, scrisul e peceta energetică. Ceea ce gândim, gândurile fug, se duc, nici, da, se va termina criza, vom ieși din casă. Cum vom ieși? Unii așa, unii așa, așa. Sigur, e posibil să dăm uitării unii dintre noi toată perioada, tot ce așa, dar scrisul rămâne. Scrieți! Ați văzut, eu chiar și când pun pe Facebook, mi-am deschis acolo un album și am scris gânduri de carantină. Și eu știu că tot ce am postat atunci, gânduri și toate mi-au venit în această perioadă. Și sunt cumva martore aceste lucruri la ceea ce am trăit eu și la gândurile mele și cum m-am raportat eu la această perioadă de criză, da? Deci cum am trăit eu această perioadă? Vă îndemn să scrieți. Vă face foarte bine scrisul. Pe lângă faptul că vă eliberează mintea de niște gânduri, preocupări, de griji, de orice, scrieți acolo. Are loc un proces de curățare, de eliberare. Veți avea în timp niște mărturii. O să vedeți că dacă o să vă întoarceți la ce scrieți acum, peste un an sau, mă rog, peste 2-3, o să priviți cu alți ochi ce ați scris acum și toată această nebunie, grozăvie și experiență. Vă va ajuta. Deci, hai să luăm în bagajele noastre, bine ai zis, ce sunt bagajele, Dorina? Ce sunt bagajele? Plecăm undeva, ne facem bagaje, da? Ce ne punem în bagaj? Lucrurile de care avem nevoie, da? De strictă necesitate. Dacă ne pregătim pentru o călătorie mai lungă, un concediu, ne luăm bagaje mai multe, da? Ne luăm hăinuțe, ne luăm accesorii pentru igienă personală, ne luăm
nu știu, o carte, un telefon, nu știu, diverse lucruri de care avem nevoie. Dragilor, avem nevoie să luăm cu noi aceste învățături, aceste lecții, pentru cine și le-a extras, da? Și ca să învățăm niște lecții din ce se întâmplă și în această perioadă, ar trebui să evaluăm. Știți, experiența în sine nu ne crește, dar experiența evaluată ne ajută. Deci, evaluând, evoluăm. Cine evaluează, evoluează, ca să știți. Evaluează tu cu tine, da? Raportează-te la, știți, iarăși mă întorc acolo, la cele 10 porunci dumnezeiești, da? Sunt 10. Numai pe alea, uită-te la ele. Uită-te la ele și fă-ți tu un proces așa de evaluare a comportamentului, atitudinii tale, a gândurilor tale, așa, și scrie concluziile pe hârtie. Pune-le în bagajul cu care mergi mai departe în viața ta. Te asigur că vor produce roade. Știi ce faceți scriind aceste învățăminte din aceste zile? Plantați semințe. Plantați semințele unui nou eu de mâine, da? A unui nou despre care vorbim. Prin gândurile voastre, dacă aveți, voi trageți niște concluzii și luați decizia cu voi să faceți niște schimbări în viața voastră, în modul cum gândiți, în atitudine, în relații, la jobul vostru, da? Să respectați mai mult ceea ce faceți, mai mult pe ceilalți, mai mult viața, mai mult pe voi, să vă iubiți mai mult pe voi. Și dacă voi luați aceste decizii, da? Pe voi, pe Dumnezeul din voi. Eu vă asigur că viața voastră va arăta altfel. Și voi, la sfârșitul acestei crize, veți ieși din case, așa cum am văzut eu, da? În viziunea mea. Așa ca niște copii fericiți, învârtindu-se în soare, cu brațele deschise și mulțumind lui Dumnezeu pentru tot, inclusiv pentru această provocare și încercare. Haideți să ne punem în bagaje învățăturile, lecțiile. Haideți să le extragem. Astăzi e joia mare. Vă îndemn din nou să intrați în cămara sufletului. Haideți să facem curățenie în mintea noastră, în sufletul nostru. Nu numai în casă. Nu numai în casă. Pentru că curățenia din jurul nostru, în exterior, e nimic dacă înăuntru e gunoi. Știți? Dacă faci curățenie și tot mături și bagi gunoiul, da, într-un colț sau altul sau sub preș, la un moment dat nu mai are loc. Tot trebuie să faci curățenie și acolo să-l iei, da, și să-l duci în sfârșit la gunoi. Sigur că da. Așa este Ilona, sigur că da. Deci scrisul echilibrează emisfera stângă cu cea dreaptă, ne ajută. Deci când am spus că e amprenta energetică, deci are o mare putere. Spuneam că vorba, cuvântul, este energie, dar cuvântul scris, dragilor, este energie mult amplificată. Este o energie foarte puternică. E între mine și univers, cum să vă zic, mult mai o înțelegere, ca să zic așa, îmi asum ceea ce scriu, pentru că dacă vorba se duce și pot să neg și să mă prefac la un moment dat că, ei, am zis, n-am zis, am zis și eu atunci, n-a fost un moment așa. Ei, dacă cu vorba putem să spunem așa, cu scrisul nu putem să spunem așa, da? Și o să știți că am obiceiul ăsta. Sunt momente în viața mea, în viața oricui și voi aveți din astea, în care ar trebui imortalizate acele trăiri, da? Ar trebui scrise ce am simțit eu în acel moment. Evenimentul respectiv, da? Ceea ce am văzut, așa, deci faptele care sunt și apoi cum am gândit eu și cum am raportat la ele și cum am simțit eu mai cu seamă, da? Ce am trăit în legătură cu acele evenimente. Acestea sunt bagajele, să știți, care ne ajută și mergem cu ele prin viață. Bagajele noastre. Dragilor,
Sunt convinsă că aveți treabă. Sunt convinsă că vă mulțumesc din suflet, chiar dacă ați fost mai puțini ca de obicei acum în direct. Sunt convinsă că prietenii noștri care s-au antrenat acum în diferite activități și așa specifice acestei zile și acestei perioade, vor vedea când vor putea, se vor uita. Și vă mai spun ceva, cine trebuie să știe, va ști. Pentru că, vedeți, și acest cuvânt al meu este pentru cine vrea să audă, pentru cine are urechi de auzit, ochi de văzut, pentru cine are simțuri, ca să zic așa, și vrea să... Că altfel, un discipol, un profesor, cât ar vrea el să-și învețe elevii și așa, dar dacă elevii nu sunt pregătiți să primească învățătura, săracul de el degeaba face laringită. Apropo, eu am o laringită cronică și la 40 de ani de învățământ și-au pus amprenta. Dragilor, vă doresc din tot sufletul să fiți iubiți, să oferiți iubire și să nu uitați că sunteți iubire. Ați venit pe această lume din iubire. Nu e nimic accidental, pentru că întâlnesc situații când apar pe lume din accidente, da? Violuri, lucruri de-astea îngrozitoare. Dragilor, Dumnezeu știe ce face, da? Dincolo de aceste accidente, după rațiunea noastră, logica noastră omenească, e iubire, să știți. E iubirea lui Dumnezeu. Raportați-vă la ea, gândiți-vă la iubirea care sunteți. Învățați iubirea dacă nu știți. Și tocmai v-am spus, v-am dat acea formulă pe care să vă spuneți, da, și acele rugăciuni. Și reflectați astăzi în Joia Mare, da, la faptele, ce s-a întâmplat atunci. Vă iubesc, vă doresc tot binele din lume, sfinte sărbători pascale, cu bucurie, cu pace în suflet, dragii mei, cu liniște, cu desăvârșire, cu gânduri de lumină frumoase, cu intenții bune și dincolo de, cum să vă zic, simțurile lumești, că ne place o mâncărică bună, poate v-ați pregătit miel, cozonaci, bunătăți. Dincolo de asta, e normal, suntem oameni să ne bucurăm, da? Și papilele noastre gustative să se bucure. Bucurați-vă sufletul, pentru că este sărbătoarea sufletului. Acum ne răscumpărăm noi sufletul. Asta a făcut Mântuitorul, s-a crucificat ca noi să ne răscumpărăm sufletele. Și când raportați-vă și gândiți-vă așa. Vă iubesc din tot sufletul, vă îmbrățișez, da? Uite, așa, simțiți îmbrățișarea mea. Cu iubire și să ne vedem cu bine. Nu știu dacă o să ne vedem luni. Dacă voi veți vrea să ne vedem luni, care este tot o zi de Paști, dar noi suntem acasă, îmi lăsați într-un coment. Dacă nu, nu vreau să vă iau pe sus să vă invadez casele și sufletele. Da? Mulțumesc din suflet pentru că existați în viața mea și pentru că ați fost aici cu mine.